Mulțumesc frumos. Ioana Părvulescu. M-am gândit că cel mai bine se cuvine să spun, să vorbesc despre ce m-a îndemnat pe mine să fac această muncă. Deci nu vorbesc despre ea ca rezultat încheiat, ci despre ceea ce m-a mișcat, ceea ce m-a impulsionat. De fapt, câteva rânduri scrise de Petru Creția m-au împins să fac tot acest volum. De aceea le-am pus pe coperta a patra a cărții și cer voie să le citesc în fața dumneavoastră. De dragul câtorva prejudecăți entuziaste, mai nimeni nu citește cu adevărat pe Eminescu. Iar cât se citește, se citește superficial și mărginit la câteva poezii rău consacrate de școală. Eminescu tinde tot mai mult să devină Eminescu între ghilimele, ceva pus deoparte în lada de zestre a nației și de care ești mândru că se află acolo, ferit de orice întâmplări. Este însă vremea să se întâmple ceva cu cine a rămas de la el, o lărgire și o adâncire a cunoașterii și a înțelegerii noastre. Aceste rânduri au fost scrise de Petru Creția într-o carte care poartă un titlu destul de solemn și care are o rezonanță ce ne împinge să facem astfel de lucruri. Se numește Testamentul unui eminescolog. Un testament este un lucru scris care nu este menit să rămână doar în forma scrisă, ci este menit să fie împlinit. Ceea ce este scris acolo urmează a fi împlinit de către cineva. Cunoașteți, desigur, că în secolul trecut a existat o performanță filologică extraordinară a lui Perpesicius, care în 6 volume a reușit să facă o ediție critică a poeziei lui Eminescu. Superb! Critică genetică, criterii clare, a descifrat admirabil manuscrisele lui Eminescu. Știți foarte bine că mare parte din opera lui s-a aflat după moarte, a rămas în manuscrise, în lada cu manuscrise și eu răsfoind încă din vremea studenției ediția lui Perpesicius și delectându-mă cu pasaje, încercând să descoper versuri noi în notele de subsol, descopeream din când în când câte o secțiune care se numea Moloz. Ciudat. Nu știu ce vă sugerează cuvântul moloz, dar mie nu sugerează, de exemplu, ceva sinonim cu gunoi. Nu. Molozul este plin de praf, sunt tot felul de bucățele acolo și, atenție, uneori, bucățele întregi. Din șantier se mai aruncă, din când în când, Eminescu însuși a aruncat bucăți întregi în acest moloz, pe care, iată, atât de sugestiv îl numește Perpesicius. Însă pe mine mă durea acest cuvânt. În anii de dinainte de 89, dat fiindcă se apropia centenarul morții poetului, o seamă de specialiști s-au apucat și au descoperit cât mai multe, au reconstituit poeme, au apărut înghesuite în volumul al 16-lea, adenda ediției. Oxana Busuioceanu, Aurelia Dumitreașcu, sunt nume care au lucrat, atunci au descoperit poeme. Petru Creția, la rândul lui, a reconstituit aceste poeme. Dar, lucru ciudat, ele n-au intrat în corpusul operei de largă circulație a lui Eminescu. Lucru foarte ciudat. E clar, după 90 am fost ocupați cu alte lucruri, nu de ediții. Or, acesta a fost gândul meu, de a reintroduce în corpusul operei eminescene de largă circulație aceste bijuterii care se găseau în interiorul molozului eminescian. Vă mulțumesc! Dacă Mihăilescu a acceptat să fie veriga de legătură dintre volumul Eminescu, așa cum l-a îngrijit Cătălin Cioabă și audiobook-ul citit de Andrei Pleșu, așa încât îmi trec microfonul și mă duc după domnul Pleșu. Mulțumesc foarte mult! Apropo de...